Mârlane, măi, nu fi aberant. Tu crezi că așa se cucerește o femeie? Sărind pe ea ca pe cal? Păi cu femeile trebuie să te porți frumos, cu mănuși. A, păi de unde mănuși? Că mănușile e la uniforma de paradă. Și cu aia nu ne lasă să ne îmbrăcăm decât de sărbătorile astea legale. De 1 mai, de 1 iunie, de 23 august. Cu mănuși, adică să iei ușurel, să-i povestești, să o amețești. Cu ce să o amețesc? Că am băut tâmpitul de gogoașă toată pălica de la măsa. Că a zis că așa e, nu-i mai vine să faceți sex. Păi vezi? Vezi, Mârlane, că face din adins și tu nu vrei să mă ajuți. Cu? Mârlane, adu-ți aminte cine te-a scos pe tine din pârnaie. Cine ți-a plătit ție cauțiunea, a? Tu mi-ai plătit, dar și eu am când te-am... Hai mă, te rog, până acum îl băteai pe gogoașă toată ziua și acum nu știu ce ți-a venit. Nu vreau decât să-l sperii puțin. Nu mai vreau. Nu mai vreau să fiu câine, m-am săturat. Să fiu și eu om cu ceilalți oameni de pe lângă casa omului, că... Iete, nu mă ajută Dumnezeu. Să mă ajute și pe mine Dumnezeu, să am și eu pe Ema, să fie a mea. Uite, lasă-mă, Mârlane, că dacă nu te ajută pe tine Dumnezeu, te ajut eu pe tine. Dar ajută-mă și tu cu gogoașe. Uite așa, o mână spală pe alta, ai uitat? Ne spălăm pe mâini? Mârlane, mă! Da, îmi pui o vorbă bună. Normal, la... normal că-ți pun o vorbă bună și mai ales acum e momentul că e certată cu pupăză. La fix. Da. Păi atunci facem așa, mergem, ne spălăm pe mâini, tu vorbești cu Ema și dacă pune botul, dacă nu ți-l crap pe gogoașe, chițăriță-l fac. Bine. Hai să pun. Auzi, bă, gogoașe, dar noi nu exagerăm un pic, mă? Noi? Nu exagerăm deloc, cum să exagerăm, domn caporal? Hai, bă, că... Nu ne-a lovit chiar așa tare. Eu, uite, de exemplu, nici n-am prea simțit, sincer, să fiu acum. Păi sigur că n-am simțit. Vă că ați leșinat în prima. Dar nu lovitura e problema, domnule. Jignirea, domnule. Da. Umilință. Păi să se îndoiască ele de virilitatea noastră, adică recte de numărul 1. Și numărul 2 în materie de sex din toată unitatea? Corect, bă, gogoașă. Foarte corect. Ba, nu-i corect. Nu-i din toată unitatea. E din toate unitățile. Dar ce spune? De pe tot pământul. Nu-i. Așa e, bă, gogoașă. Ai perfectă drept. Auzi, bă, ia-ste așa. Cine ai zis, bă, că e numărul 1? Păi... Dumneavoastră, se înțelege, nu? Așa, bă. Păi, cum adică? Să ne suspectiți ele pe noi? Pe noi? Că suntem niște mașinării? Adică ce-a vrut să spună? Ce-a vrut să spună? Adică n-am înțeles. Că vezi, domne, noi de-aia suntem virili de facem sex câte 2-3 ore în șir. Tu atâta... Păi, în ultima vreme sunt puțin cam stresat. Numai 2-3... Dar nu e cazul dumneavoastră, că sunt convins că noastră... Da, eu... 6 ore! Da, poftim! Uite câtă o prăznicie pe capul lor! Păi și meritați dumneavoastră să vă jignească când aveți o așa prestanță! Pentru așa ceva, decretăm, nu ne mai atingem de ele tot an. Da, bă, gogoaș. Să fie clar. Bă, gogoaș. Hai că parcă e prea mult, bă, tot anul. Eu zic așa, cam 3-4 zile ajunge, bă, că o să înțeleagă ele că au greșit. 2-3 ore? Mă mai gândesc. Oleole. Ia. Mamă, pupăzelul, tot mai e supărat? Da, sunt. Bravo, așa trebuie. Și eu. Nu vrei să te împace pisicuța ta? Miau. Zădaci! Nu vreau să... Domn caporal, păi ați spus măcar 4 zile, e? Pupăză, mă cam enervezi. Vii sau nu vii?
Ia uite. Păi ce, dragă, tu nu m-ai enervat pe mine ieri? Uite că nu vin. Bravo, domnul caporal! Așa, păi, eu am ajuns să mă rog de tine? Da. Nu te mai roga și gata. Așa. Bine, pupăză, bine. Dar ține minte aici, că o să-ți pară rău, mă. Ce să-ți povestesc? Femei, lăsați, domn caporal. Leneștiți-vă, vă spun eu. Nici mie nu mi-a fost ușor. Fără ea. Dar trebuie. Trebuie să le dăm o lecție, nu? Hai, da. Tot 3 ore asta. Ce, mai tot nu i-au trecut figurile lui al tău? Nu, normal că nu. Că-l învață al tău la tâmpenii. Măi, eu ți-am zis cum să facem. Ajută-mă să mă împac cu el. Și când o vedea pupăza al tău că noi doi ne-am împăcat, o să vrea și el să se împace cu tine. Că doar nu fi mai fraier decât gogoașe, nu? Păi de ce nu zici lui Mărlanu să se pună cu bătaia pe el? Hă? De ce? Că în 5 minute ți-l dă pe braț. Păi nu mai vrea. De-aia am nevoie de ajutorul tău. Cum nu mai vrea? Mărlanu nu mai vrea să-l bată pe gogoașa? Da, din cauza ta deșteaptă. Că vezi, doamne, de-aia nu-l iubești tu. Că e violent. Înțelegi? Ce bou! Păi asta am zis și eu, dar e bou nostru. Și deocamdată avem nevoie de el. Asta e. Hai mă, te rog eu frumos, bagă-l puțin în seamă. Că mi-a promis că dacă vorbești cu el, mă ajută și el pe mine cu gogoașe. Și dacă eu mă împac cu gogoașe, te împaci tu cu pupăză. Foarte simplu. Ești nebună, draga mea. Dacă îmi dai voie să zic, păi cum? Abia l-am convins pe Mărlanu să mă lase în pace. Lasă-mă, nu. Măi, mamă, că nu ți-am spus să te muți cu el. Ți-am zis doar să-i dai așa speranțe de 2 lei. Până ne vedem și noi saci în căruță și după aia gata. Măi, am zis să aveți răbdare, că nu e așa de simplu. Și cât să mai avem șeful? Cât? Că așa ne duceți cu vorba de când am rămas eu însărcinată. Da. Adică de 2 săptămâni. Și ce contează șeful? 2 săptămâni, 4 săptămâni sau 9 luni? Că mâine poi mine o să nască bibilica mea și noi nu ne-am mutat încă în cort. Mai e, mă, până atunci. Mai e șeful, dar copilul trebuie să se obișnuiască cu ambientul de când e în burtă, da. Ca să se adapteze. Da, nu? Da. Dar de unde știi el, mă, că voi stați în cort sau nu? Ai vizor la buric? Nu, dar simte. Că eu dacă nu-mi recapăt cortul, o să fiu anxioasă. Nu. Și o să-i transmit și lui anxietatea. Și din cauza asta poate să iasă handicapat. Să avem copil handicapat! Băi, terminați, băi, idioților! Că stresați copiii! Corect! Putem să ne mutăm în cort? Aveți răbdare să anunți forurile superioare, pentru că pe hârtiile lor Chioreta e acolo. Le-am anunțat noi, șeful. Ce, mă? Da, șeful, azi dimineața am trimis un fax, ca să fim operativi. Băi, idioților! Liniște că stresați copilul, șef! Păi, idioților, păi trebuia să-i găsesc întâi o locație lui Chioreta, unde să-l mut. Lăsa-l, șeful, că se întoarce în dormitor, că nu mai e deprimat. Da. Da, ăia de la centru nu știu, toanto, că eu le-am raportat că Chioreta e încă diliu, ca să poată să mai rămână gagica sa în unitate. Și mai bine, șeful, că atunci o să-i repartizeze ei un spațiu. Vedeți? A scăpat! Da. Ce spațiu, toanto, că nu mai am nimic liber? Șeful, ați uitat, mai țipați că-l deranjează pe bebe. Și lăsați că o să găsească ei o soluție, că de-aia sunt șefi. Mm-hmm. Da? Ați văzut, domn caporal, că nu mai avem nevoie de femei? Corect, bă, gogoaș. Dacă se termină țuica, ce dracu facem? Da, luăm alta. Ce faci, iepurașii? Tot certați cu miradonirile? Tot certați? Bă, aici cam putea țuică. Ori te pomenești că voi ați băut ceva țuică. Sau mi se pare mie? Sau vi se pare dumneavoastră. Sau vă e poftă. Gugoașe, tu ai băut. Eu? Ia suflă. Suflă, bă, că ești împit, nu mai înțelegi ce faci diferența între suflă și trage. Varianta B, șefă. Te rămâne sufla.
Nu ți-am zis, dragă, că nu mai vreau să vin? Dragă, dar cine a zis că am treabă cu tine? Eu cu... sergentul am treabă. Cu mine? Da, sergent cu tine. Știi, în ultima vreme, eu m-am purtat cam urât cu tine și tu, sărăcuță, ai fost așa drăguț, așa drăguț. Și m-am gândit să... Deci e pe de-asta, da? Adică tu vrei să mă faci pe mine gelosă? Nu, dragă, nu. Tu stai în banca ta, da? Și eventual ridică-ți prietena de jos. Sergent, nu vrei tu să mergem într-un loc mai retras să discutăm? Mergem. Bine. Păi ce crezi, dragă, că eu nu pot să te fac geloasă? Fă-o. Hai, dragă, să mergem la săi pește. Tu fă-o geloasă, bă. Vai, ce nu potrivit tu, nu, cu care vede ăștia. O să o și fac geloasă, o să o fac, dar cu cine naibii să o fac? Că m-am luat după tine, idiotule. Vă spui eu cu cine? Cu iepuraș, cu Dezire sau cu nevasta lui șef. Foarte bună asta. Chiorete, îmi pare rău, dar trebuie să evacuezi. Să trăiești, șeful. Ce căutați aici, voi, mă? Ne instalăm, șeful. Nu se vede? Cineva permisă? Șeful, vă rog frumos să nu mai țipați, că îl stresați pe bebe. Cineva permis, mă, să vă instalați? Domnul general, arată-i bibiloi ordinul. Da, poftiți. Păi și Chiorete cu aia unde s-au dus? Ce-i treaba noastră? Și, sincer vă zic, nici măcar nu părea prea afectat ca părăsi cortul. Băi, să dea naiba... Șeful, nu mai zipa, tu ai fiutat de copil! Să dea naiba, să... Vă mulțumim! Uite-o că vine! Uite și cheamă pe mașină toți! Ce fac tute? A, sărumână, doamnă, ce mai faceți? Uite bine! Ce unde vrei? Mă, gogoașă? Doamnă, vreau să vorbesc cu dumneavoastră între patru ochi. Știți, eu trec printr-o pasă mai proastă. Sergent! Auzi, popăză, tu vrei cumva să-mi faci o propunere indecentă? A, nu, nu, doamnă, nu vreau doar așa să... Ai grijă. Ai grijă că s-ar putea să te iau în serios. Mă scuzați. Ce căutați, bă, la mine în birou? Nu mai e birou dumneavoastră, șeful. Cum nu mai e birou meu, mă? Așa bine, aci a devenit camera mea de tratament. Adică camera noastră, am vrut să zic. Mă, băiați nebunit, ieșiți afară imediat de aici. Nu ieșim deloc, că noi avem repartiție de la centru, da? Ce repartiție, mă? Ieși afară imediat. Nu ieșim, na. Bang. Auzi, mă, de ce ți-ai mutat mobilie? Ce faci, mă, nenorocitule, mă? Mămică, nu e ceea ce pare. Ce nu e ce pare, mă? De-aia ai mutat un mobil acolo, ca să ai tu loc de hârjoneală, a?
Și de-aia ai ținut-o pe madame în unitate. Meniu exotic n-ai avut, ce să zic. E, lasă că ți-arăt eu ție. Nici o problemă. Îți arăt eu. Aha, aha, să vedeți ce vă arată doamna acum. Mai din cauza voastră. Dar tu nu i-ai făcut avansul ăsta? Și ce pupăză, te-o știți că mă place? Nu cedați, domn caporal, că n-au trecut 4 zile. Ce ai să zătești tu de față cu sergentul? Dar de ce da, șeful? Că am tăcut în gură. Preventiv, mă. Emma, între mine și femeia aia nu mai e nimic. A, deci recunoști că a fost? A, când ți-am zis, nu mai crezut. Bestia femeiată. Ce-o mai super, pupăză, ce-o mai super. Ți-am zis, Emma, între tine și ăsta a fost și este o potrivire de necaracter totală. Măi, Emma, între mine și femeia aia nu e nimic. M-am exprimat eu greșit. Da? Atunci jură pe... pe... Uite, să n-am parte de sergent dacă între mine și ea e ceva. Ce? Ardi-te ar focul, pupăză. Pupăză, accept propunerea. E bine, mă? Ce credeai, că-s proastă sau ce? Aha, ți-am zis eu, bestia femeiată! Răzbună-te, mă, să vadă și el ce-i durerea! Ariana, ce mi-ai făcut, Ariana? Rămâneți cu noi, revenim imediat. Să-i explic prin telefon, că așa n-are cum să mă bată. Ia zi, unde mi-au mutat biroul? Aici, șef, aici. Poftiți. Aici. Haideți, șef, haideți. Ta-da! Aici. Da, șeful. Uitați, am pus și hârtie nouă. V-am luat și odorizant. Să vă dați la sub braț. Vă place cum l-am amenajat? Ia mirosiți. Nu că e frumos? Să stăpâniți sănătos, șeful. Eu mă bucur pentru dumneavoastră, să știți. Fiți, vă rog, amabilă, cu domnul general Stavrositu. Da, atât. S-a trăit, șef. Mă scuzați. Continuați. Nu puteți să vă întoarceți cu spatele, că eu sunt pudic. Alo, domnul general... Da, sunt comandantul unității 02006. Exact, unde ați fost dumneavoastră în vizită săptămâna trecută. Domnul general, am și eu o problemă. Alo, nu vă mai aud. Alo. Dacă o luase... Liniște, merge și-ațiune. Păi dacă o luase razna, ce naiba era să fac? Fii și tu mai rațional. Eu sunt de acord, și... Da. Păi ce face, da? Hai. Să rămână, doamnă, ce mai faceți? Uite bine. Ce vrei? Unde-i gogoașă? Să vorbesc cu dumneavoastră între patru ochi. Am intrat. Da.
căutați, mă? Așa căutăm noi. Că ăsta e biroul dumneavoastră, dar cu e altceva. Ce căutați, mă, aici? În biroul meu. În biroul meu. În biroul meu? Așa ar fi revin la tata. Mă, Emma, între mine și femeia aia nu mai e nimic. A, deci recunoști că a fost. A, când ți-am zis, nu m-ai crezut. Bestie efeminată. Eu? De la Tony. Cine mai eu? Uite, să n-am parte de sergent dacă a fost ceva. Pupăză, accept propunerea. Ia băgare în bagură. Da, e, n-ai fost cu ceafa la camere? Da. Doamnă, vreau să vorbesc cu dumneavoastră între patru ochi. Știți, eu trec printr-o pasă mai proastă. Sergent! Auzi, pupăză, tu vrei cumva să-mi faci o propunere indecentă? Ce căutați, bă, la mine în birou? Nu mai e birou dumneavoastră, șeful. Cum nu mai e birou meu, mă? Așa bine, aci a devenit camera mea de tratament. Adică camera noastră, am vrut să zic. Mă, băieți nebunit, ieșiți afară imediat de aici. Nu ieșim deloc, că noi avem repartiție de la centru, da? Ce repartiție, mă? Ieși afară imediat. Nu ieșim, na. Bang. Auzi, mă, de ce ți-ai mutat mobilie? Ce faci, mă, nenorocitule, mă? Pupăză, accept propunerea. E bine, mă? Aha! Ți-am zis eu! Bestia femeiată! Răzbună-te, mă, să vadă și el ce-i durerea! Ia zi, unde mi-am mutat biroul? Aici, șef, aici. Poftiți! Aici. Haideți, șef, haideți! Ta-da! Aici. Da, șeful, uitați, am pus și hârtie nouă. V-am luat și odorizant. Să vă dați la sub braț. Vă place cum l-am amenajat? Ia mirosiți, ia mirosiți. Nu s-a prins embrionul, nu? Normal că nu, dacă n-ai stat liniștită. Da, mă rog, aveți noroc. Ce noroc avem, doctore, ce noroc! Păi ești însărcinat. Cum sunt însărcinată? Schija, care i-a trecut lutrașcă prin testicol, ți-a intrat ție în uter. Și... Pupăză, repetă întrebarea, că poate aveai apă în urechi și nu auzei bine. Ce este între tine și nevastă-mea? Nimic, șeful, jur. Șeful, permite să-i scot eu apă din urechi, că poate de-aia n-aude bine. Tâmpitule, acum l-ai amețit. Mă scuza, șeful, îl trezesc imediat, nu e problemă. Și acum nu are din nou apă în urechi? Corect, șeful. Da, eu scot imediat, nu e problemă. Lasă-l, lasă-l. Da, durează doar 2 secunde. Ai zis lasă-l? Lasă-l. Șeful, vă jur că între mine și soția dumneavoastră nu e nimic. Nu cred, pupăză. Și ați lăsat fata cu ochii în soare ca să veniți să mă întrebați pe mine, tâmpenia asta. Lasă, lasă, tu mai bine răspundem la întrebare. Dar v-am mai spus odată, domn caporal, nu contează mărimea. Nu sunt chiar așa de sigur, Bibilicu. Bibiloi, tu să vorbești când o fi femeie, da? Auzi,
Dar dacă nu contează mărimea, cum zici tu, de ce l-a întrebat dacă are cu ce? Hai! Nu știe cum l-o fi întrebat fata! Direct ne pupam și m-a întrebat. Doamne, nu o lăsa să râdă de mine. Sper că ai cu ce să... Au, au, cercelul! Au! Tu! Au! Și asta a fost? Și ați fugit pur și simplu. Ați lăsat-o așa? Da, m-am pierdut. Da, poate se referea la altceva, domn caporal. Aiurea. Bibiloi, ce ți-am spus eu? Haide, Bibilicu, acum ce, nu mai am voie nici să vorbesc? Ba da, dar nu în contradictoriu cu mine. Că mă enervezi, secret obține și îi fac rău bebelușului, da? Bine, dragă, iartă-mă. Și acum, ce vreți să-i spuneți? Nu știu. Domn caporal, de ce nu-i spuneți că v-ați dus să luați un prezervativ? Ha? Bravo, Bibiloi! Știi că nu ești prost? Bravo! Știu! Bă, voi nu înțelegeți că nu asta este problema. Eu nu am cum să mă duc acolo și să fac niște treburi, că nu pot! Haideți, domn caporal, hai. Duceți-vă acolo și arătați-i de ce sunt albi în stare! Așa! Curaj! Puteți! Curaj. Se poate, domn caporal! Da. Curaj! Noi albi! Noi albi! Curaj! Noi albi! Așa! Așa! Bă, dar pompălou mai e. Șeful, șeful a vrut doar să vă facă gelos. Păi dacă era ceva între mine și doamna, nu rămâneam cu dânsa atunci când am lăsat-o însărcinată? Că a fost un accident. Întrebați-l și pe banda. Păi cum să-l întreb, mă, tâmpitule? Tu nu vezi că e leșinat? Să vezi. N-am făcut sex cu doamna, jur! Șeful, șeful, sunteți deprimat că v-ați pierdut birou și că v-am mutat ăștia în superbastă locație, că altfel nu pot să-i spun. Cum pot eu să mai dau ochii cu oamenii de la NATO când miros a budă? Dar recuperați-vă, șeful, birou înapoi. Cum, idiotule? Că șefii au băgat pe aia în locul meu cu repartiții. Păi da, șeful, de aia știu că domn caporal Chiorete e sub tratament și el nu mai e. Sau că e pura și însărcinată. I-a cerut cineva vreodată vreo ecografie? Dacă-i țeapă, chemați-i pe oameni să verifice. Genialule, sergent te fac. E apă de la toaletă, șeful. Știți, domn caporal Popoza m-a ajutat să-mi revin. Nu-i așa că v-ați mai revenit și dumneavoastră acum? Cotopeu, tăticule! Cu viața are omul! Dezirat! Al meu o să fie. Asta e tot ce am! Dacă-ți convine, bine! Dacă nu, chiar bine! Chiorete, tu de asta ai fugit? Puteai să-mi spui, dragă, că ești pe invers și gata. Dezirica, dar poți să-ți explic, dragă? Nu e ceea ce crezi! Și eu pot să vă explic. Dar ce dai, șeful? Dezirica! Hai, fată, odată că te speli pe dinți de 5 ceasuri! Hai, dragă, răbdare!
Păi cât să mai am că fac pe mine? Bă, parcă te-ar fi pupat un closet. Da? Și mârlanul ce e, dragă? Ce? Ma din cauza ta și a lui pupă să... Gata, mi-am cerut scuze. Ți-a trecut? Supărarea, da, dar gustul ăla de closet pe care mi l-a băgat ăla în gură, nu. Cum adică ți l-a băgat în gură? Te-a sărutat franțuzește? Da! Nicio problemă. Fac ecografie, dacă asta vă ajută să dormiți mai liniștit. Fac. Șefă, da, a zis doctorul că e însărcinată. Cum credeți că noi mințim? Dovada, dragă, dovada. Vorba lui Ceaușească, că pe vorbe am luat multe țepe. Ce ne facem? Te dragă liniștit, că mâine are dovada. Bună, Ariana. Bună. Ema e... Da, păi... imediat. Ema, a venit pupăză. Imediat. Auzi, stai jos, că mai durează 10 ore. Dar ce face, dragă? Îți scoate gustul de toaletă din gură. De toaletă? Da, de la pupătura lui Mârlanu. E obsedată. Iartă-mă, iubita. Aveam un gust de budă în gură. Iar mi-a revenit. E în stare de șoc, las-o. Auzi, da? Tu cu ce naiba ți-ai dat? Că miroșa... Cu nimic, drag, așa miros eu ce am. Ia uite. E... Aici era domn caporal. Ce vrei, Vandame? Auziți, dumneavoastră v-a scos mirosul ăla de toaletă din piele, că eu m-am... Ștaci! Ce tâmpit! M-am dat cu apă de toaletă ca să-i fac o surpriză lui Emma și gură spartea asta spune toată lumea. Ți-am zis să nu spui la nimeni. Ieși! Da, știu ce m-am dat și tu... Ștaci, că... Așa sunt eu mai dandy. Mă... Prostuțule, eu mă referam la altceva. Da? Normal. Sper că ai cu ce să te protejezi. Inițial am crezut că te-ai dus să iei de la altcineva. A, nu, că eu umblu cu așa ceva după mine de zirica. Nu asta era problema. Problema e că nu sunt negru și mă îmblochează ideea asta. Dar ți-am explicat psihologic că mărimea nu contează. E doar un complex idiot. Da, dar eu nu pot să-mi scot complexul ăsta din cap. Crezi că ar trebui să consult un psiholog? Nu! Ar trebui să faci dragoste cu el. Ce-am în fața ta? Nu pot, încă nu pot, Dezirica. Lasă-mă puțin să mă obișnuiesc cu ideea. Lu, te las cât vrei. Auzi, da, dacă aveam aceeași culoare, nu mai era o problemă, nu? Nici o problemă. Uite, cu Loricica n-am avut problemele. Iar Loricica! Domn doctor, vă rog eu să-i faceți o poză cât mai mare, să se vadă cât mai bine, da? Da, și să ne spuneți dacă e băiat sau fată, că din pozele alea eu nu înțeleg nimic. Piciorușele unde sunt, că nu le văd. Membrele se dezvoltă abia după 6 luni, domnul Trașcă. Da. Da. Când ziceți că ați rămas însărcinată? Acum 2 luni. Dar ce? Nu se dezvoltă cum trebuie? Oh! Păi nu se dezvoltă deloc. Cum? De fapt, nici nu există embrion. Cine v-a zis că sunteți însărcinată? Cum? Cine ne-a zis? Dumneavoastră ne-a zis. Eu? Da, dumneavoastră. Aaa, stați așa că m-am prins. Stați așa. Suntem la șugarul, nu-i așa, domn doctor? La camera ascunsă. Dibirico, ăștia de la unitate ne-au făcut-o și șmecherii. Unde sunt camerele? Vă rog, potoliți-vă că o să avortez spontan. Dar n-aveți ce să avortați. Uitați, uterul e curat ca în palmă, nici urmă de embrion. Nu, n-are cum, vă zic, n-are cum. Aduceți-vă aminte, noi suntem aia cu schija. Da. Dar acum 2 luni, schija a intrat prin, a ajuns, sunt și eu am rămas cu. Da, mi-amintesc. Și înainte a fost un caz cu glonț. Da. Dar cine crede toate aiurelile astea?
Hai, domn doctor, gata, v-am rugat să terminați cu gluma, da? Puneți din nou jucăria aici și uitați-vă cu atenție. Poate mititelul o fi intrat în burtică la căldurică, na. Haideți, domn doctor, eu n-am ciclu de 2 luni, vă zic. Nu, 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 nu. E normal că n-aveți ciclu de 2 luni. Doar ați fost operată. Da. Acum e dereglat, dar o să se regleze. Îmi pare rău, nu sunteți însărcinată. Și altă dată să nu mai credeți toate aiurelele pe care le spun toți nebunii, da? Copilul nostru. Dar mai terminăm o dată că m-ai exasperat. Mă ierta, șeful, dar nu este mirosul din piele. Ia zi, ai trimis memoriola? Da, să trăiți. Ne trimit un doctor să verifice. Și când vine? Vine inopinant, șeful. Ca să ia ca din oală. Le-am scris că Chiorete face pe deprimatul numai așa ca să inducă forurile în eroare. Bravo, mă! Băi, tu chiar vrei să te avansezi, sergent, mă? Nu mă atinge, șeful! Și acum spui, mă? Idiotule! Gata, Bibilico, gata, liniștește-te! O să avem și noi odată și odată un copil, gata! Un copil nu e problema, ci cortul! O să ne dea afară! La asta nu m-am gândit! Nu o să ne dea afară! Ba nu o să ne dea trașcă! O să fiu gravidă iar! Păi da, dar cine știe când? În câteva minute. Tot cu schija? Nu, Bibiloi. O să te duci tu și o să-mi faci rol de o ecografie cu un bebe în E. Tu unde dragă să fac rost de așa ceva, e nebunit? Nu știu și nu mă interesează, sinceră să fiu. Cumperi, împrumoți, furi, treaba ta. Ești capul familiei, trebuie să te descurci. Gata. Dacă șeful o să mă dea pe mine afară din cortul meu, eu o să nebunesc. Și dacă eu o să nebunesc, o să te nebunesc și pe tine. Clar? Da. Ai venit? Am plecat. Au terminat tratamentul de 2 luni, mm-hmm. Dar au ținut ascuns treaba asta ca să rămână împreună, că sunt amanți. Uh-huh. Acum am descoperit și eu. Da? Aici este. Uh-huh. Nu batiți. Nu? Ca să-i luăm ca din oală. Uh-huh. Am explicat în memoriu de ce, da? Da. Ești negru. Sunt negru. Ești negru. Sunt negru. Păi, nu ziceați că au terminat tratamentul? Ne deranjați. Ne scuzați. Dar era sănătos, nu știu cum naiba. Deci, ești negru. Sunt pe dracu, nu merge, mă, Dezire. Găsește altceva, asta cu negru nu merge. Vă bate joc de noi, domn colonel. Ne puneți aiurea pe drumuri. Apropo, unde este cuplul acela despre care scriați că mimează sarcina? V-am spus eu că... Ați scris. Da, ea e. Iepuraș, nu e așa că ne-ai apucat să faci ecografia? Ba da, șeful, am apucat, dar a rămas strașcă cu el a developat? Trebuie să apară! Bibilica, să trăiți! Am adus rezultatul. Și... Pot să mă uit eu? Nu numai că e gravidă, dar în 2 luni trebuie să vă pregătiți cu pătuți și cele necesare pentru bebeluși. Arătați foarte bine pentru o gravidă în luna 7-a, domnișoară. Felicitări! Hai! Idiotule! Ce? Asta e burta de luna 7-a? Nu puteai să ceri și tu o ecografie mai mică? Luna 7? Mi-a trecut glonțul pe la ureche! Șeful, poți să iau mașina să mă duc la spital cu Emma, că nu știu ce are, vomită în continuu de 2 zile. De ce are, mă? Gustul de closet în gură. Numai din cauza ta. El nu are nicio vină. Îmi pare rău. Știți, eu l-am băgat cu capul în closet ca să-mi spună dacă e ceva între el și nevastă mea. Îmi cer scuze. Pupăsen, tu ai cu capul în closet și eu te-am pupat?
schema. Așa rău puț, mă? Ema! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Tu ai nebunit? Păi dacă tu nu poți să fii negru, încercăm așa. Uite, acum ai stresat? Șeful, a vrut doar să vă facă gelos. Păi dacă era ceva între mine și doamna, nu rămâneam cu dânsa atunci când am lăsat-o însărcinată? Da. Ce nou! Mai ajută! Da, a fost un accident, dragi pe madame. Asta nu știam eu dacă a fost un accident sau chiar pe bune. Sergente, fac genialule! E apă de toaletă, șeful. Știți, domn caporalul Chiorete. Popoza, m-a ajutat să-mi revin. Nu-i așa că m-a trebuit. Al meu o să fie. Asta-i tot ce am. Dacă vrei bine, dacă nu mi se vede la valiera. Pune mă niște mai câteți. Mi-am dat seama după ce mi-am dat jos. Ștrampii. Dai, dragă, răbdare. Păi cât să mai am că fac pe mine? Hai mă, zău că exagerezi și tu, parcă te-a pupat un closet, nu alta, nu alta. Ulta. Da, ha, ha. Șeful, dar a zis doctorul că e însărcinată. Cum credeți că nu e mințin? Dovada, trașcă, dovada. Vorba lui Ceaușasca. Dovada, că pe vorbea mor... Nici o problemă. A jucat pe interior, e bun. E pe interior. Incapabilule, cârpă vorbitoare, mop cu grade. Îi auzi, mă? Îi auzi cum râd de tine? Asta ți-e autoritatea, de fapt. Da, mă gândesc că ți-au făcut bine. Bine ți-au făcut, că aici ți-e locul. Ia uite cu cine m-am măritat eu. Cu cine mi-am petrecut eu frumoșii mei ani de tinerețe. Cu omul de la toaletă. Da. Ratatule, să nu cumva să te prind, că vii acasă. Să-mi împuți mie apartamentul cu mirosul de budă, că te omor, mă! Adio.
Ce e de badat asta, zic? Ce-i gălege asta? Îi distrez puțin, domn sergent, că știți că eu sunt zeul bancurilor. Apropo, știți de ce vrea să retragă poșta toate timbrele cu Dinamo? De ce? Că nu știu suporterii pe ce partea timbrului să scuipe. E Dinamo Vischiorete. Și pe ce parte? Vă zic eu altă dată. Și asta? E de la comandament, domn sergent. Astăzi ați primit-o. De la comandament? Aha! A sosit și ziua, îți mulțumesc, domne! A sosit ziua dreptății, ziua sfântă judecății. Tot mârlanul avansează și soldații l-aclamează. Voi fi ofițeri și voi fi ofițeri pe veci, boieri. Când mârlanul avansează... Șeful, mă scuzați că vă întrerup. Dar de unde știți că o să fiți oier? Asta că o să fiți ofițer. Păi de ce crezi că mă pune comandamentul tocmai pe mine, mârlanul Ferdinand I-ul, să fac evaluarea soldaților de unitate? Aude popăză urechea mea de sergent versat? Pentru că al mai mare grad trebuie să fac evaluarea. Și cine e al mai mare grad aici? Eu, bă! A sosit ziua când eu sunt al mai tare și coincide cu ziua când o să stai tu venele, bă! Ziua dreptății, ziua sfântării! Păi și eu am primit o hârtie de asta de la comandament. Ia uite! Ha? Păi și eu! Ia uite! Ia uite! Eu primul! Păi, băi, Vandar! Bă, tu-ți bagi joc de noi? Zi la ce copiator le-ai făcut că te spar. Nu sunt false, domn caporal! Au și ștampila poștei pe ele, au și timbru, uitați-vă la el! Apropo, v-a zis bancul ăla cu timbru? Degeaba ascultați, nu mai trece niciun tren de 2 ani pe aici. Nu? Nu că au furat țiganii liniile în triaj. Ce păcat! A plecat la cimitir ca elefanții, mă! Știa că o să iau locul și a ales să plece singur el. N-a vrut să-l dau eu afară. Frumos din partea lui. Demn! A plecat demn! Mă rog, ideea e că eu o să vă fiu șef în locul lui. Și să știți că cu mine nu o să vă mai meargă cum vă mergea cu moșul, cu figuri, cu chestii. Eu o să fiu mână de fier, trașcă! Mână de fier, iepuraș! Ca Stalin! Ca Napoleon! Cam Metaxa! Mă rog, conducătorii ăștia 20 cu care mai mă cunosc eu. E clar? Yes, sir! Așa, tătic. Noi suntem mârlani! Noi suntem mârlani! Noi suntem aici! Ăsta chiar n-a aflat că am primit toți hârtie ca el? Da. Cum o
fiam certat, mă, băie aia cu grade de colonel să-l mute într-un veceu cu birou, că nu înțeleg, mă, frate, nebunesc. Auzi, George, ce cauți mai aici? Ce caută omul la budă? Ia ghici. Unde-i George? Da, nu să știu eu, ce eu sunt, evident, a populației. Bă, ție nu ți-e rușine să... Dar dumneavoastră nu vei rușine să... Intrați așa peste tot fără pic de genul ăla, aveți eu când e oamenii cu pantaloni în mine. Mărlane, ăsta e biroul lui George, șeful tău. Ai uitat? Asta e biroul lui fostul șeful meu, sau mă rog, viitorul fostul șeful meu. Cum? Fostul șef? Nu înțeleg. Mă scuzați că n-am timp să vă explic, că eu când sunt la budă nu prea explic. Mergeți, întrebați-l pe el. Păi unde e? Pă dig. Sterge peștii de praf. Cum să fie cârciu, deci petrece el zilele de nenorocice, că l-ați adus în pragul disperării, că cel mai supărați, cel mai supărați, doamnă. Mergeți, vă rog, nu mai mă supărați și pe mine. De harpie. Vandame! Ordonați! Ce intri, mă, cabou? Nu vezi că sunt budă? Ieși! Că te nemuresc. Ordonați, domn sergent. Intră înăuntru, ce stai la ușă? Intră, ce-ai zis, ce-ai de zis, că te nebunesc. Păi dumneavoastră m-ați chemat. Du-te, caută-l pe nenorocitul ăla de comandant. Căci că mi-ați nevasta, că umblă, m-a beat în cârciu, dar a ajuns, vai, mama lui. Du-te, găsește să nu facă dracu vreo prostie, să are și sabia aia cu lunetă de la bunică, să dacă își taie gâtul cu ea, nebunesc, face vreo sinucidere, vreo clismă. Asta, vreo climă, vreo climă. Du-te repede, caută-l, că n-ai chef să-mi stric avansarea tocmai de cauza la sinucigașul lui. Hai, marș după el, fuga marș. Să trăiți, spor la treabă. Da, măgar, mă, ce mă mai supărați și voi pe mine? Ce mă mai supărați? Că și aia ce-l supără pe șef. Și ăla ce supărat era. Chiar ce-o avea. Să dai! Nu făză! Chiore, te-a dispărut George. Ajutați-mă să-l găsesc, ca să nu-l avem pe conștiință. Șef! Dar căută pe șeful! Șeful e... Doamna, vă caut! Nu e șeful! Nu e... Șeful, ieșiți, domne, că vă caută, doamnă! Nu că-l găsim! Șeful, să nu te pus mus! Șeful! A dispărut! A dispărut șeful! Șeful! Nu, amândoi! Sunt cât de acolo! Nu! Treci! Eu nu vreau doar să... Dă-i, domnule, drumul de aici. Poate-ți dau și o amendă. Hai, repede. Bine, am înțeles. Mișcă-mă odată, n-ai auzit? Bine, domne, gata. Hai! Mamă, ce gură ai! Mișcă! Te omor, pupă, să tu cu fața asta. Dacă tu ai față, băi. Șeful, uite-l. Tu te văd de aici, cum să fie la șeful? Vezi ce aurolache, ce boschetar. Șeful, bă, când îți zic, s-a deghizat în boschetar, ca să se ascundă de harfia de nevastă. Bă, dacă zic, hai, bă, nu cunosc eu pe șef. Să luăm ușor. Da. Să trăiți, șeful! Ce faceți? Dacă dai o vodcă, zic. Hai! S-a luat de băutură. Ușor. Șeful,
Nu mai bine vă întoarceți dumneavoastră înapoi? Moară măsa, de-abia m-au eliberat. Azi, bă, pișpiriu, dar de ce ziceți voi mie șeful? Ați fost și voi cu mine acolo? Adam, blage șeful. Cred că își mai revine. Bă, după față, nu? Gata, mă, mi-am amintit. Eu v-am fost șef de cameră. Grijă că... Ați fost șef peste toată unitatea, nu doar peste o cameră. De? Bravo, mă, respectați-mă. Dacă mă întorc acolo, vă rup. Șeful, haideți mai bine cu noi, că vă așteaptă toți băieții și doamna. Doamna? Vasile? S-a eliberat Vasile. Bă, merge, bă, dacă sunt toți băieții, e petrecerea, bă. Dracu-i Vasile, mă, că gogoșul e cost. Gata, șefu, acum că v-ați îmbrăcat, o să vă recunoască toată lumea. Stai, băi, liniște, că oricum mă recunoștea lumea, că unu-i tică nebunul. George vă cheamă. Bă, păi tu crezi că dacă eu am băut un pic, nu mai știu cum mă cheamă? Unu-i tică fără frică, bă, zis nebunul. Bine, șefu, cum ziceți dumneavoastră, dar numai bine mergem noi în birou, că vă așteaptă doamna. Vasile! Ce treacu, pe nevastă o cheamă Vasile? Poate așa s-a lintă ei, mă. Dar mi se pare numele potrivit, că la cât de dură e, numai Vasile putea să o cheme, în clar. Doamna Vasile. Bă, sub conducerea mea, nu mișcă nimeni. Bă, și dacă ai nevoie să te vorba aia la WC-ul, vii și cer voie. Bă, arăsca birou în toaletă. Momentan. Ăsta-i Hogeacu? Ăsta-i, da, e dormitorul. A, vreți să ne facem că suntem înăuntru? Bă, tot eu sunt șeful și aici. Normal. Păi atunci, marș în patul că vă rup cu bătaia. Bă, cine e șef aici? Dumneavoastră să trăiți. N-am auzit. Dumneavoastră să trăiți. Așa, mă? Bă, dacă are vreo obiecții, să se taie cu lama pe burtă. Bă, grasule, câți ani ai, mă? Mama, 35, șeful, nu știți. Dar ce-ai făcut, mă? Ai omorât-o pe măta și ai mâncat-o? Bă, poți să ai și 100. Că tot eu sunt jupân aici, ai înțeles? Ha? Obiecții? Dacă ai vreo obiecție, te tai cu lama pe burtă. Hai, taie-ți burtă. Ce e șeful smăt aici? Că am investit o grămadă de bani în ea. S-o fac rotundă frumoasă aia. Știam eu că ești fătălom, mă. V-ați întors, șeful! Te, Gagici? Cine e asta? Cum cine e șeful? E nevasta mea. Bă, cine e șeful aici, mă? Dumneavoastră să trăiți. Păi și acu' e femeia? Mă rog, dacă mă plictisesc de ea, vă dau și vouă. Până atunci, vă rezolvați între voi. Ca să nu vă certați, vă împart eu. Tu ești fetiță, tu ești băiat. Tu ești fetiță, tu ești băiat. Și eu, șeful? Tu nu ești nimic, mă. Tu nu vezi cum arăți? Te vrea nimeni. Nu-ți convine? Dă-te pe burtă, mă. Haide, fă să scrieți gradele. Hai. Dacă face ce cred eu că-i face, o luam oricum mâna mea. Ce-am ajuns, bă, dacă vreau ceva să mă tai cu lama pe burtă, dacă vreau să... Bă, de nu-ți fac eu o recomandare, de-o să te usturi și în fund. Dă-mă un pix. L-ați găsit? Unde e? L-am găsit. E în birou, dar aveți grijă cu el că e puțin tulburat. E tulburat, a? E, las că-i dau eu tulburare. Ce faci, mă? Așa ești tu tulburat, a? Ia ieși afară parașutul. Mamă, ce tare e asta. Dar au dus pipiță, nu glumă la petrecerea asta. Unde umbli, haimana?
Ce șmecheră? Dat-o pe aia de păr, ai dat-o afară, le să jucăm hard, da? Eu trec aici. Cum să nu vă iubim șeful? Toată unitatea vă iubește. Mai facem noi prostioare așa, dar ținem la dumneavoastră. Și atunci n-ați râs de mine? Nu, șeful, de Dinamo. Tare ban. Nu e așa? Hai, mergeți și aranjați-vă puțin, că e păcat să vă vadă băieții așa. Mă duc să mă... Yes! Bă, bulbucatul, ia dă o țigară. Te uiți, bă, ca proastă la asta fie. Dar când... Adică cum... Șeful, de eu nu fumez. E bine? Ce părere ai? E stafie! Să nu cinstine bântuie! Te-ai și întors fiară. Da, iubi, îmi pare rău și îți promit că nu o să mai... O să mai, George, o să mai... Ia hai tu cu mine să-ți arăt eu un loc beton. Stați, bă, liniștiți, că sunt ultimele zvâgnire ale unui paranoic în decădere. Vi-l pun eu la punct, dacă nu, nu îl găsește dracii. Hai! Batoză, bagă o țigare că... Te nebunesc, mă! Da, șeful, că eu nu fumez, dar vă fac rost imediat. Scoateți-mă o țigare și dați-l lui Barusanu, vă termen. Și tu ce caos fă cu fraierești? Nu ți-ai zis că ești femeia mea? Mai am un pic de treabă cu aia. Dar, de fapt, ia hai tu, că e mai mișto cu două. Hai, 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 hai. Bibilica mea, îl omor! Rămâneți cu noi, revenim imediat! Fă aia că am lăsat-o aici. Lăsați, șeful, că dacă mă avansați, o suplinesc eu. O să fac două. Să trăiți, domn general. Pe loc de pauză. Stă, ce dracu caut aici? Deci e adevărat, colonele. Promovezi decadența și-ți prostituiești și soldații. Hai să regrezi chestia asta. Băi, scafărlici. Băi, tu unde mai repede de aici că-ți umplu cu roc pantofi. Hai, răf! Ce-ați făcut, șeful? Domn general, veniți aici pentru evaluare. Mi se rupe. Unde rămas să-mi... Hai, la treabă. Arestați-l și dacă opune rezistență, dați-i și o corecție. Altă dată să respecte gradele superioare. Țeles să trăiți. Da, să trăiți. Ia zi-mă, șmechere, te mai pupi cu nevasta mea? Ia zi-mă, mai mă pui tu pe mine să mă tai eu pe burtă, mă? Ha? Eu zi-mi! Eu zi-mi! Bibiloi, lasă-l că nu mă mai avansează, n-am ajuns pe mine, dai-te pe spate, mă! Gata, tătic. Am scăpat de el. Dacă s-o mai întoarce ăsta de la Bulău, îmi văd eu ceafa. Șeful, dacă e Strigoi, iese oricând, vă zic eu. E pe dracu, Strigoi. Adică acum, după ce i-am spart eu față, s-ar putea să răseamă la Strigoi. Chiar că seamănă acum. Bă, dați înainte, eu vă sunt și măta și tactul, s-a înțeles? V-am zis eu, e Strigoi! Da! Fugiți! Nu mă mâncați, vara frumoasă!
Uite, dacă vreți, mă tai și pe burtă. N-aveți o lamă. Șeful, să-l găsim. Șeful, vă caută doamna. Șeful, șeful. Unde e șefule? Îl găsim noi, pupă să... Era să cadă. Unde râm tu decorul? Și cum făcea ăla? Cum să nu vă iubim șeful? Cum să nu vă iubim șeful? Lasă-l așa un pic.